Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Azi vă prezentăm un nou unboxing și un nou concurs. Telefonul este unul Philips. E vorba despre modelul Philips i908, Philips Xenium i908. A fost lansat în oferta Digimobil în noiembrie 2014 și el costă 1249 de lei la RCSRDS. Hai să vedem cum arată terminalul. Aflați că are dotări destul de bune pentru prețul de 1249 de lei. În primul rând, remarcăm faptul că partea din spate imită pielea, amintindu-ne de Galaxy Note 3. Apoi, în față avem un ecran de 5.5 Full HD, iar la interior este selling point-ul, o baterie de 3000 de mAh. Dar suntem aici pentru unboxing, așa că hai să vedem ce se află în cutie. Un telefon dual SIM este acesta, cu o baterie mare. Avem o mică cârpă pentru a curăța ecranul, cu logo Philips pe ea. Apoi documentația, protecție pentru ecran, încă o serie de documente, garanții și manual în limba română, Xenium i908. Apoi vin accesoriile. Avem cablul USB, care se conectează la acest încărcător, care are un design tipic. Și apoi avem o pereche de căști, cu o telecomandă destul de mare, branduită și ea Philips, cu o agrafă. Și cu un look destul de solid, o să vedem cum sună atunci când vom testa terminalul. Hai să vedem ce se află sub acest capac spate care imită pielea. Iată, avem cele două sloturi SIM, slotul micro SD și bateria pe care o vedem chiar aici. Punem capacul la loc, se înlătură și se pune la loc destul de ușor. În ce privește dimensiunea, acest model măsoară 8,8 mm în grosime, cântărește 155,8 grame și hai să vedem cum stă la capitolul dotări și să începem și procesul de setup. Ok, Philips Xenium i908 vine cu un ecran de 5.5 Full HD, IPS LCD și are la interior un procesor octa-core MediaTek MT6592 cu frecvență de 1,7 GHz. Avem la dispoziție 2 GB de RAM, 16 GB de memorie internă, slot microSD care suportă până la 32 de GB extra, 3 butoane capacitive sub ecran și după cum vedeți am început setup-ul care durează foarte, foarte puțin. Alte dotări includ Android 4.4.2 KitKat, după cum o să vă convingeți imediat. Iată, Android 4.4.2 KitKat. Hai să umplăm puțin la rezoluție, mă scuzați, să umplăm puțin la luminozitate, am vrut să zic. Ok, este mai luminos acum. Trecem mai departe, acest este un telefon dual SIM care vine cu 3G, conectivitate cu posibilitatea de download cu viteză de până la 21 Mbps. Avem și Bluetooth 4.1, GPS, Wi-Fi, BGN și două camere cel puțin interesante. În spate, cameră de 13 megapixeli cu blitz LED, în față, cameră pentru selfie-uri de 5 megapixeli. Selling point-ul telefonului, după cum am spus, baterie de 3000 de mAh, care, pe hârtie, ar trebui să vă asigure 25 de ore de convorbiri. Hai să vedem acum și cum arată interfața camerei, mereu o curiozitate a noastră atunci când facem unboxing-uri. Iată cum arată, pare avea un frame rate destul de bun și opțiunile sunt legate de expunere, efecte de culoare, mod scenă, balans de alb, stabilizare, ISO și stabilizare în timp de filmare, plus alte opțiuni obișnuite. Ok, văd că avem preinstalat și Kingsoft Office și YouTube și Star Taxi, printre altele. O să luăm la publicat toate aceste aplicații. V-am promis un concurs, puteți câștiga acest telefon cu o baterie mare pentru ecran. Spun mare pentru că de obicei un telefon cu ecran de 5.5 are o baterie de, să zicem, 2000 de mAh, dar nu 3000 de mAh, deci este în evidență acest model. Regula numărul 1 a concursului pentru a putea câștiga acest telefon este să vizitați pagina de produs pe site-ul philips.ro. Regula numărul 2, like la pagina de Facebook Philips România. Regula numărul 3, postați comentariu la articol de unboxing sau review cu răspuns la întrebarea care este prima caracteristică care vă vine în minte când auziți de un telefon Philips. Regula numărul 4, share public pe contul vostru personal de Facebook la articol de unboxing sau review. Toate aceste 4 acțiuni sunt capturate sub formă de screenshot și trimise pe mail la adresa concurs@mobilisimo.ro cu subiect concurs Philips i908 plus numele vostru real, număr de telefon și adresă. Ca de obicei, va avea loc o extragere folosind random.org
după ce este publicată recenzia acestui telefon. În zilele următoare vom realiza benchmark-uri, vom testa camera, evident vom testa și bateria, vom vedea cum stăm cu acustica, dacă ne plac căștile sau nu și dacă acest model este un hit Philips sau nu. Cam atât la mobilisimo.ro, Philips i908 scos din cutie și gata să ajungă la voi printr-un concurs. La revedere!